Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În județul Olt, mai mulți nevăzători au fost prinși de poliție în timp ce conduceau pe drumurile publice diverse automobile. Cum i-au prins? Cu radarul depășise limitele legale de viteză. Bă, prefectul județului citat de jurnalul Luca nu crede. Nu, e incredul. Deci oamenii erau nevăzători și au depășit viteza. Cu cât nu știm, dar cred că semnificativ din moment ce au ajuns. Dacă nu vedeau cum vrei să... Păi nu simți. E greu. Deschizi ferestrele să-i simezi, și... da. Prefectul județului citat de jurnalul Oltenii a declarat că în afară de cele 7 persoane cu certificat de nevăzător care au fost amendate contravențional pentru viteză, nepurtarea centurii sau parcare ilegală, mai sunt o mulțime de alți orbi cu permis în Olt. Nu-i văd bine acum că i-a luat la ochi asta prefectul. Da. Citez. În urma unei statistici pe care am solicitat-o de la DGASPC și de la Serviciul Permise și Matriculări Auto, zice domnul prefect, am ajuns la concluzia că sunt 78 de nevăzători în județul Olt care au permise de conducere valabile. 78 de nevăzători din județul Olt cu grad de handicap vizual 1 sau 2, ceea ce înseamnă grav și accentuat, care au permise de conducere valabile. Păi n-or vedea la apropiere. Și nu văd indicatoarele, dar au și astea de bord, zic, instrumentele de bord. N-a văzut kilometri. El vede bine, bate în față ca lumea, poate să conducă. E ca mine, nu vede de aproape, că eu acum înțeleg fenomenul mai bine. Băi, băiatule. Și nu vede ceasurile. El și-a pus ochelari. Șefule, n-am văzut. Mă, tu ești nevăzător? Voi înțelegeți, mă? Ce Republica Fantastică România trăim. Stai, mă, că nici ea nu sunt complet nevăzător, că de-aia conduc. Băi, grad, handicap vizual 1 sau 2. Cum adică nu sunt? Sunt pe fals. Sunt certificate luate pe șpagă. Ești pe bune? Ce nu înțelegi? Deci nu există varianta în care... Nu. Am înțeles. Nu există. Dar îți dai seama cum este să-l tragi pe dreapta și eu să spun, nu mă puteți amenda pentru că am... Sau când parchează pe aia, cred că e cea mai tare, știi? Parchează pe loc rezervat persoanelor cu handicap. Cred că pentru asta, de fapt, au luat. Și coboară cu baston alb din mașină. Și ochelari negre. Polițistul. Ce faci, domnule? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.